Zim de Dinamo. Ce să spun despre Dinamo? Pare rău de situația pe care au întâlnit-o aseară. Chiar nu meritau. Meritau mult mai mult de la jocul ăsta. A fost penalti? Mai puțin ultimele 20 de minute. Poftim? Penalti a fost? Până la penalti, dacă stăm să ne gândim, dacă liniile erau trase cum trebuie, drept, s-ar putea să fi fost puțin offside acolo. Într-adevăr, în lupta pe care au avut-o în careu de 6 metri cei doi jucători, a profitat jucătorul Petrolului mult mai mult decât Amzăr, copil fiind, a tras un pic de el, dar astea sunt lupte de careu, se întâmplă în majoritatea fazelor, mai ales la cornere, faze fixe, sunt lupte de careu pe care ar trebui să le gestioneze altfel arbitru. Florentin, a fost penalti sau nu? Nu, n-a fost penalti. Poziția lui Amzăr este greșită acolo. Da. Fundat, da. El trebuie să interpună între poartă și adversar. Am discutat. El stă în spatele adversarului. Da, Florentine, pe de altă parte, nici nu e normal să te retragi a doua repriză. După aia te miri că au venit aia peste tine și până la urmă te-ai agat. Golul putea în aer. Da, golul a putut. Ținând cont foarte mult și de fazele de poartă pe care Petrolul le-a avut, au avut niște ocazii extraordinar de clare, de gol. Uh-huh. Corner din 6 metri, de pe 6 metri să dai cu capul, a dat-o la Dumnezeu. Adică sunt chestii pe care noi le vedem și le vedem altfel. Egalul a fost ok din punctul meu de vedere pentru dar dacă câștigau era ceva extraordinar și Dumnezeu îi ajuta extraordinar de mult în momentul de față, pentru că treceau deasupra liniei și alta era situația. Ținând cont că astea două puncte s-ar putea să fie extraordinar de importante în economia sfârșitului de an. Cum ți s-a părut Dinamo? Mie mi se pare totuși în scădere, să știi. Da, ceva se întâmplă. Nu? Da. Mie mi se pare în scădere, joc, Florentin, ca joc. Da, ca joc, ca și reacție, ca și rapiditate, prospețime. Probabil că îi apasă foarte mult și situația momentului. Pentru că știm foarte bine, sunt jucători care sunt pregătiți pentru o anumită presiune și jucători care cedează, mai ales atunci când... Nu mi-a plăcut Dinamo. Le-a fost frică de victorie aseară. Da, probabil că s-au trezit cu un avantaj extraordinar de mare. Și nu mi-a plăcut nici Kopić. Scuză-mă că te-am întrebat. Nici Kopić nu mi-a plăcut ieri. Da, ceva se întâmplă. S-a întâmplat în partida asta. Au avut foarte mult de suferit, mai ales pe final și în economia. Ai văzut că Denis Politic l-a ciugulit? Nu s-a sfiat să-l înțepe pe Kopić? Da, ținând cont de situație, probabil că presiunea este foarte mare. Politic își dorește să joace mai mult sau poate își dorește să joace altceva. Dar o informație pe GSP. Mircea Lucescu a intrat la GSP Live, emisiunea care o are și GSP-ul pe live, și l-a taxat pe Kopić. Chiar nu înțeleg. Tu ce părere ai? A greșit Kopić? Adică e până la urmă ratarea victoriei se datorează? El trebuia să gestioneze foarte bine ultimele 20 de minute. În momentul când... Uite, spune Mircea Lucescu. Dinamo a greșit că a făcut pasul înapoi. Da. Nici înlocuile nu au fost cele mai inspirate pentru echipă. Erau într-o situație în care mai aveau posibilitatea să marcheze. Sincer, nu înțeleg de ce. În momentul în care ai 6 jucători pe linia de fund, e normal să faci pasul înapoi când se ajungi să te aperi în care orice se poate întâmpla, să dai naștere și la astfel de faze. Asta te întreb. E, cum să spun, un meci nereușit al lui Kopić, Florentin? Ca și strategie de ultimă parte a jocului, da. Pentru că atunci el trebuia să vadă greșeala echipei. Adică să-i scoată undeva mai sus, să facă pressing-ul mult mai în față, să se apere departe de poartă. Pentru că, într-adevăr, se vedea de la o poștă că Petrolul forțează și golul era doar o chestiune de timp să vină. Dar în momentul când te aperi cu echipa sus, în momentul când faci pressing-ul sus, nu lași adversarul să vină peste tine, nu faci schimbările, pentru că, până la urmă, jucătorii sunt pregătiți
să ducă un meci până la capăt. Jucătorul este conectat, concentrat, încălzit foarte bine din punctele astea, din punctul ăsta de vedere și rezistent pentru finalul de joc. Iar copilul a intrat, a făcut o mică greșeală și am impresia că și greșeala asta parcă se lăsa așteptată. Adică, da, corect. Bine, Florentin, patru etape ți s-a părut mult de suspendare? Da, foarte mult. Eu cred că două erau în regulă. Dinamo fără suporteri este e ca nunta fără lăutari. E ca nunta fără lăutari. E ca și cum îți faci un DJ și nu ți reglează cum trebuie sonorizarea. Adică nu îți chemi un DJ și n-ai muzică, de fapt. Da, și cântă Gianni, de exemplu, că n-a el să trece. Vezi, face ce face Piticani asta. Și vrea să dea mine. Stai că ne vedem noi, Piticani. Bun, vezi că mi-am făcut, ai văzut aseară, mi-am făcut niște prieteni aici în zonă. Nu mai da amenințatul, că am prieteni cum trebuie. Nu mai meniți tu pe mine. Incredibil cum vă mușcați între voi. Voi ăștia mici și Robert să vă aliați amândoi, să vă alerg pe amândoi, vă dau de Mai trebuie să ne și prindă. Asta e adevărat. Până mă prinzi tu pe mine să schimbă tabela.